Andronache Florin. Present. Antonio Nel Florin. Present. Artan Adrian. Present. Rosingo Asire. Francesco Gheorghe. Present. Vetica Gheorghe. Rob Liviu. Present. Rob Florin. Present. Isacaru Constantin. Răuțoi Ioan, Voicu Florin, Voicu Petre Adrian, Voinea Constantin, Chiforinie, delegat Sătier, Voicu Florin, delegat Sătier. A fost dat în sală procesul verbal la ședințe anterioare, dacă sunt observații pe conținutul acestui proces verbal. Ne fiind atunci, da, spuneți. Deci, procesul verbal a fost bine făcut și s-a respectat ce s-a discutat, adică și propuneri și da. Problemele locale propuse de mine sau fiind de acord cu chestiile care, acțiunile care au fost spălați acolo. În exact de asta, înainte de a începe ședința, vrem să clarificăm o situație. Domnul Voinea Sorin, în cursul lunii februarie, te prezenta la ședințe sau nu? Da. Nu ai fost plecat? Ai fost plecat în unde? Deci tot s-a înviat. Păi nu, a fost plecat în delegație. În timpul liber a fost plecat. Nu a fost în timpul liber, a fost o ședință ordinară și una extraordinară. Trebuie să verificăm aici, dacă a fost aici, a semnat. Ce a fost de mărbun? A fost prezent. Da, de sărbunță. Păi de acum. Care el pur și simplu a fost la respectivă. Nu știu, ți-a spus că eu, dacă am aici, el a fost sigur, trebuie să verifici, dar el cred că a fost. Nu, în perioada în februarie, fiind plecat în delegație, a venit și a stat și în carantină. A stat, dar cred că a ieșit în carantină până atunci. Nu, nu, nu. Eu așa, la ședința respectivă era... Cine e vorba? Voinea. Ce cu și în momentul când sunt în carantină pentru COVID, să știți că sunt prezenți oameni. Așa că încheiem discuția, punct. Dar la o ședință a fost lipsă. Nu știu dacă ai știți dumneavoastră, sunt de vorbă cu ședință. Atunci putem verifica. Acum, nu, dar evident, e care susține domnul secretar de dumneavoastră cu depontajul morții. Și doamna contabil că face plată cu bani. Că vreți dumneavoastră așa din răutate sau din rai, nu e o problemă. Nu din răutate, adică... Dar și dumneavoastră ați mai citit. Fiți un pic așa mai toleranți, mai toleranți. A, că v-am trecut pe atunci? Nu, nu, nu m-ați trecut. Nu m-ați trecut. Nu m-ați trecut prezent? Pe birou. Da. Am avut o afinitate atunci. Da. Nu, nu e așa, dar trebuie să respectăm niște reguli. Da. Deci n-a fost la ambele ședințe, se poate. Dar este ordinară, oricum nu contează cu niciodată. Exact. Dar cred că aia. Dar încheiem discuția, uitați-vă. A fost ordinară, tot la fel a fost lipsă. Uite, vor pe lege. A fost în carantină atunci. Da, exact. Și dacă a fost în carantină, înseamnă că e prezent. Da. Da. Eu o să vă dau niște formulare pe care dumneavoastră între timp. Adică în timpul ședinței, să fiți atent totuși la ședințe, să le completați. O să vină doamna Manuela să vă spună de ce vor la declarații de avere, ce aveți cont de e-mail, dar o să vă explice doamna Manuela. Eu ce vă știți de la fiecare. Atenție, contactați-le cu litere majuscule. Nu, mai puțin delegații să te spun. Așa. Domnul Ivan, ce spune avea? Să nu mă veți, o să le puteți acolo în birou pe rând și le completați, da? Da, o regăriți, hai și șameni. Da, să pune la vot procesul verbal, cu domnul Prof. Prof. a spus că a fost corect. Întreabă-ți, domnul președinte, cine ești pentru? Cine este pentru? Se abține cineva împotriva? Nu s-a aprobat tot ce vorba și nu s-a aprobat. Începem ședința, dispoziția numărul 83 din 24 a 2022, privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cotuță în Vietul Bacău,
în ședință ordinară pentru data de 29 aprilie 2022. Se convoacă Consiliul Local Comunei Cursul Fără Tâlbacău în ședință ordinară pentru 29 aprilie. Proiectul numărul 1 de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor aferente semestrul 2 al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Coțofănești de Tâlbacău. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 5 la colectare și transport deșeuri municipale în județul Tâlbacău, numărul 180-2957 în 2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei pe tonă fără TVA la 994,86 lei tonă fără TVA. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al întâlnirii pentru Cotofănel de sub Bacău pentru ședința AGA al 10 companiei de apă regională Bacău ESAR din 16.05.2020. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale a Comunei Cotofănești pentru ședința AGA al 10 companiei de apă regională Bacău ESA din 25.05.2022 și proiect de hotărâre privind aprobarea autorizării ședinței bugetar din anul 2021 în anul 2022. Un punct 6. Privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023. Supunem, dacă mai sunt și alte probleme pe ordinea de zi, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Deci s-a aprobat proiectul de hotărâre. Trecem la primul punct, privind aprobarea numărului și cuantumul burselor aferente semestrul 2 al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Coțofănești de sub Bacău. Da, în primul rând, nu și-au zis bună ziua, să vă zic, și tot s-a închiziat. Sunt mulți oameni prese care se prezentă și știu că Dumnezeu ați avut sărbători în niște scări. Să avem și dacă încolo și azi o zi de sărbătoare, este izvorul Tămăduirii, o sărbătoare în creștinătatea ortodoxă foarte mare și să dea Dumnezeu să avem, în primul rând, liniște, sănătate și, dacă mai vin și bucurie, este foarte bine. O să începem cu primul punct din ordinea de zi de astăzi, cu referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor aferente pentru semestrul 2 anul școlar 2021-2022 în vedere din învățământul prin Universitatea de Stat cu frecvență din Comuna Coțofănești. Prin hotărârea de aprobare a bugetului local numărul 4 din 17 februarie 2020 s-a alocat suma de 260.000 lei pentru acordarea burselor școlare în învățământul prin Universitatea de Stat din Comuna Coțofănești. Din această sumă se acordă burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social. Acordarea efectivă a acestor burse se face de către Consiliul de Administrație conform criteriilor prevăzute de OMCTS numărul 5576/2011, modificările și completările ulterioare. De remarcat este faptul că predomină bursele de ajutor social 297, dată fiind populația de etnie romă care dețin majoritatea în populația școlară. Având în vedere cele mai de sus spun dezbatere de jurul de dumneavoastră, proiectul de hotărâre. Aici este și adresa către școala gimnazială. Ce este important de reținut din tot ceea ce v-am prezentat de dumneavoastră? Nu mai prezint decât pot să prezint proiectul de hotărâre. Este de reținut faptul că știți foarte bine că se dă o atenție deosebită din sistemul de învățământ, de aceea guvernul a alocat sume destul de masă, considerabilă, dacă vreți, pentru acordarea de burse, care a zis de trei categorii. Burse de merit, burse sociale și burse de studiu. Acum, la burse de studiu bănuiesc că sunt mai puține, nu văd cum le-a departat aici, am văzut pe cele de burse sociale care sunt preponderente, adică e vorba de 29 de burse sociale. Există și explicația, având populația școlară de etnie romă majoritară, de aceea și bursele sunt cele mai mari. După cum vedeți, din suma nu este așa de mică, este pentru semestrul 2, adică pentru semestrul 2 anului 2022.
nici suma nu este de aici de acolo, e 260.000 de lei în bani noi. Adică dacă transformați în bani vechi, suma e destul de, de mare. Și dacă puteți să mai observați un singur lucru, criteriile de acordare a acestor burse nu le stabilim noi Consiliul Local. Noi hotărâm numai suma totală, criteriile le stabilește Consiliul de Administrație din cadrul școlii gimnaziale cu clasele 1-8, adică domnul director Consiliul de Administrație. Deci la noi rămâne numai chestia de aprobare. De aprobare sume și atât. În rest, nu avem gen și nu avem delegați de dumneavoastră în următoarea Consiliul Local. Avem oameni și Consiliul de Administrație și în Consiliul de da, Consiliul de Administrație al școlii. Multe lucruri nu știu. Dacă mă întrebați prea mult de cine ia burse și cine nu ia, nu știu. Știu că sunt 290. Hai, unde știu. Nu știu nominal. Cu siguranță că cei din Consiliul de Administrație au stat și au și s-au plecat foarte mult asupra celor care merită. Despre asta e vorba. Acum o să prezint cu permisiunea mea așa. Proiectul de hotărâre, nu o să mai vin cu motivația legală, cu preambulul legal, o să vin direct cu punctele de propunere spre aprobare. La articolul 1 se apropă acordarea burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și a burselor de ajutor social pentru elevi din învățământul primar universitar de stat cu frecvența din Comuna Cuțumănești aferente pentru semestrul 2 al anului școlar 2021-2022, după cum urmează. De aceea, cred că aici sunt și date punctuale. 12 burse de merit în cuantum de 2400 de lei. 25 de burse de studiu, uitați că avem și de studiu, în cuantum de 3750 lei. 297 de burse de ajutor social în cuantum din 59.000 de lei, 400. La punctul 2. Se aprobă cuantumul de 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 de lei, aici spune și sumele, vedeți, și cuantumul. 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 de lei pentru bursa de merit și 150 de lei pentru bursa de studiu și 200 de lei pentru bursa de ajutor social. Precum și numărul acestora pentru elevii de învățământ preuniversitar de stat cu frecvență de paraza Comunei Cuțumănești aferent de semestrul 2 anul școlar 2021-2022. La articolul 2, cu punctul 1, aprobarea burselor se face cu aprobarea Consiliilor de Administrare, ceea ce v-am spus eu, ale unităților de învățământ. În strictă în concordanță cu legislația în vigoare. La punctul 2, în situația constatării unor diferențe dintre bursele aprobate prin prezenta hotărâre și numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat se face în limita fondurilor repartizate potrivit anexei în prezenta hotărâre, iar în situația în care nu există suficiente solicitări pentru acoperirea de burse la un criteriu, acestea pot fi redistribuite la alte categorii de bursă prin hotărârea Consiliului de Administrație a Unității Școlare. La articolul 3.3 nu pot constitui criterii de acordare, neacordare a burselor, religia, rasa, sexul, iar că nu se face discriminare, apartenență politică a elevilor sau familiei acestea, apartenență la organizații legale, legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. La articolul 4, prin grijă secretarului comunei, prezentă autorită să va comunica instituții prefectului, primarul comunei, biroului, buget, contabilitate, directorul școlii și se publică spre luarea recunoștință de către public la vizierul sau la fișierul primăriei. Iată de gardă, le avem și nominalizate ca număr de burse și quantum, cât e de bursa de studiu, cât e de bursa socială, cât e bursa de merit. Eu zic, bine, că e un lucru foarte bun. Este de salutat această inițiativă a Guvernului României, sprijinind pe copiii, nu numai cei din pături sociale sărace și pe cei care sunt
eminenți la învățătură și pe cei care, știu eu, au alte merite și un lucru benefic. Un lucru benefic pentru societate, pentru noi, pentru că în acest fel îi și motivă. Îi motivă să învețe mai bine, dacă nu, și să învețe mai bine și să, să fie responsabil. Da, e bine, e un lucru care e început și trebuie continuat. Sunt, cu siguranță, guvernul va continua această modalitate de a motiva pe cei din sistemul de învățământ. Eu mai multe în loc nu am să vă zic, dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări. Sunt Vreau să fac o precizare, dar referitor la aceste curs. Guvernul a hotărât să mărească foarte mult numărul de burse, datorită faptului că numai la nivel local, cum suntem noi, dar la nivel național, s-a înregistrat un număr mare de elevi cu abandon școlar. Din cei înscriși în clasa întâia, 40% din ei abandonează școala până în clasa a 8-a. Și datorită acestui fapt s-a luat măsura de acordare a unui număr foarte mare de burse și cu sume substanțiale, pentru ca școala să devină atractivă, iar cei care sunt cu probleme sociale să vină mai des la școală și să promoveze, dați timp fiind faptul că educația trebuie să primeze în atenția și a poșilor care a școlii și a țării în întregi. Societăți, în general. Da. Și de aceea, unor o să li se pară că e un număr mare și sumă mare de bani. Dar asta în contextul în care abandonul școlar este în creștere în ultimii ani. Și noi, având populație majoritară romă la școală, sigur că și la noi s-a înregistrat un număr mare de elevi cu abandon. De aceea, cam toți primesc burse la foarte puțin, sunt care nu primesc burse sociale, dar primesc burse de studiu, pentru că sunt pe fiecare clasă 3-5 elevi care sunt foarte buni la învățătură și primesc burse de studiu și burse de merit. Da, da. Deci, până la fel, sunt de acord cu cele prezentate și este bine că guvernul este interesat de sprijinirea celor care, de exemplu, preferă să abandoneze școala decât să... Așa. S-a creat un fenomen, adică și de... Pur și simplu, să apară concurență și între ei, ca elevi. Că sunt din bursele de merit, astea. Și social, într-adevăr, așa este. Comuna noastră este o comună foarte cât de cât sărăcăcioasă, datorită cetățenilor de Nieru, care pur și simplu trebuie ajutat și la rugul lor, să le spunem tot ce este. Atât am spus. Mai cineva cu pildă, să spunem la voce, ne este pentru, se abține împotrivă. Ducem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea actuațională numărul 5 ca contractul de concesionare pentru delegarea gestionării serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale de sub Bacău, cu diminuarea tarifului de la 1.440,47 lei tonă, fără TVA, la 994,86 lei tonă, fără TVA. Da, la punctul de vedere, ce să vă spun, este destul de scufos materialul. Dumneavoastră ați primit materiale pentru ședință, le-ați studiat în ședința pe comisie, bănesc că este comisia juridică, da? Comisia juridică, da? S-a văzut și apoi ce pot fi mai bucurător când prețul scade și nu prea. Ce aș putea zic? Când nu suntem de acord că a scăzut prețul? Asta e un lucru bun și de asta răspund că dacă aveți ceva întrebări, dacă nu,
Da, am întrebat acolo dacă automat va scade și taxa de salubritate. A zis că după câteva luni de implementare a noului tarif, se poate pune în discuția asta, funcție și de cantitățile de materiale reciclabile predate de noi. Da, corect. Uite, e un lucru pe care mi-ați dedicat mingea la plasă. Se vede efectul colectării materialelor selectiv. Noi am făcut apel, noi ca și UATE, ca și primărie, am făcut apel către cetățeni prin intermediul rețelelor de socializare, adică am speță pe Facebook, pe grupul meu pe Facebook, am un grup pe care îl administrez, și prin afișaj, și ceea ce ați făcut și dumneavoastră, vă mulțumesc că v-ați dat. Acest proces trebuie să continuă. Lumea, spre surprinderea mea, de regulă oamenii sunt cam reticenți la asemenea acțiuni, adică sunt mai comod, devine mai greu să selectezi, nu știu, spre surprinderea mea, de data aceasta, lumea a fost destul de participativă, ca să zic. Adică au fost îmbrățișat ideea și de la lună la lună, sau da, de la lună la lună, pentru că le facem o dată pe lună facem, le colectăm. Ultima joie din luna respectivă. Este o muncă în plus pentru noi, de ce să nu recunoaștem, pentru că noi le adunăm și în zilele celelalte, dar în joia cealaltă, în joia în care se adună, le luăm, le depozităm la noi în spațiul nostru, avem spațiul adecvat, zic eu, pentru depozitarea lor, iar că se face o calitate considerabilă, începem cu o mașină, vine mașină și le ridică. Se vede, sper să continuăm tot așa și ca greutatea sau tonajul pe care îl vom aduna reciclabil să fie din ce în ce mai mare și asta nu va fi decât în beneficiul nostru, ceea ce beneficiul buzunarului nostru, ca să zic așa, ceea ce nu-i de aici de acolo. Nu că vrem, noi știți foarte bine, se pune un accent deosebit pe curățenia comunelor, e și o campanie acum la România Frumoasă sau Comuna Frumoasă, Congresul Miliț. Noi am demarat acțiune, eu zic că avem o comună, dacă nu fi cea mai frumoasă, printre cele mai frumoase, ca și curățenie. Uitați-vă în toate satele, Greblat, Dorin, Curăța Pomeni, Curăța Sanciule, Păraiele, încă la Păraie mai avem ceva de ea. Am avut un control de la Apulea Române săptămâna trecută și a fost în regulă, inclusiv al de râului Trotuș este în administrarea noastră, ca și curățenie, mă vezi. Și nu a fost probleme deosebite. Aici pe acolo, perfect, nu poate să fie nicăieri. Perfecțiunea este în mâna Dumnezeu. Și am avut, o mulțumire sufletească pentru faptul că am pus comuna la punct, deși timpul nu prea ne-a ajutat. Și foarte bine că a fost cu vijelii, cu intemperii mai puține, dar în schimb a fost frigul ăsta și cu vântul ăsta care a venit, nu prea ne-a lăsat să ne facem treabă. În păcate, unii cetățeni înțeleg mai puțin lucrul ăsta, că mediul reprezintă viață, că mediul reprezintă viitor. Și vă dau un exemplu succint. Am plantat niște tui aici, le-am tăiat pe cele vechi, erau... Am plantat niște tui. Și la două zile mi s-a furat două râuri de tui. Mi-au fost mulți din pământ. Adică e un lucru urât. Denotă huliganism, nerespectarea ordinii civice. Pentru mine, acei oameni sunt degradanți. Plănuiesc că nu-s la prima fată, nu numai de genul ăsta de-a furat tui. Au ieșit destule alte fapte antisociale. Dar nu știu dacă se îmbogățeau cu tuile alea. Bineînțeles că tuia nu chiar așa de ieftină la ora actuală, undeva la 440 de lei bucata aproape. Dar noi am luat-o să le completăm înapoi. Până una alta ne-am apucat și am făcut și gardul politic aici, puteai, parcă era... cum e la Iarmarul Gladului, pe Iarmarul, pe la târgurile de animale. A făcut și centrul de comună, acolo mi-a fost nevoie,
chiar dacă n-a fost instituția noastră implicată direct pe Biblioteca și Primărie, sau dacă n-a fost buzdonatul Primărie, sunt instituții publice și, până la urmă, dacă vrei să impui respect pentru instituție publică, în primul rând trebuie două lucruri. Calitatea umană și calitatea clădirii. Dacă cele două s-ar cum tot unitar, e bine. În urmare, nu putem să stăm cu gantele astea de mate și mai avem niște aspecte în comună, care nu vreau să le mai pomenesc chiar, pe care trebuie să le, să le punem la punct. Un lucru care știți, e gara, vreau să vă spun că a făcut plățene și la dispensarul veterinar, ce era acolo, era jungla amazoniană, n-am dorit, cred că n-a fost făcut curățenie cu 20 de ani. Era liane, curpe, rugi, ce vrei și ce nu vrei. Nu mai vorbesc de pieturi de astea. Au venit olandezii la noi și au zis, bine, și obsedat de ideea curățenie, ceea ce nu e rău. Și au zis, bă, când ai ieșit spre Blaise de București, spre a fumat și pe partea aia, pe la voi, vă spune, voi stați cel mai bine. Pe primul loc sunteți la cultura de peturi. Da, adică e urât. E urât și de asta e bine și copiii dumneavoastră și am stat de vorbă și cu dascării, cu școala, factorii de decizie, să implementeze, dacă posibil, acest simț al curățenie și al respectului față de mediu. Noi mai avem, continuăm curățenie, o să avem și un control concertat, așa să spunem așa, de la vreo 5, de la ISU, de la Apele Române, de la Mediu, de la... de unde mai bine? DSP. De la DSP, da. DSP, DSV, Direcția Sanitară Veterinară, deci sunt destui care ne controlează pe noi și fac foarte bine, este foarte bine, pentru că ar fi bine să ne facem treabă fără să fim controlați. Să fim noi conștientizați, conștienți și responsabili, dar e foarte bine că vin și că ei mai sunt și toleranți, acolo nu mai sunt probleme. Eu zic pe oameni că lucrurile, cel puțin în Comuna Buzdonului, se îndreaptă într-o direcție bună pe acest, pe acest segment de respect față de mediu și față de calitatea aerului. Aici implică mai multe componente, mediu și atât, înseamnă că s-ai curat. S-ai curat foarte bine, una din condițiile principale. Da. Implică să nu poluăm, să nu... Da. E, cu poluarea aici nu avem niciodată probleme cu neurile astea care ne dau foc. Mai, mai sunt probleme, astea. Nu e perfecțiune, dar e bine. Mai sunt probleme pe acest punct? Aici mai sunt prevăzute, am văzut și chestia asta, cu moluzul, cu... Da, degeaba am dat, eu, domnul secretar, de aia l-am dat materiale ca dumneavoastră să le reparte, să le lecturați și acolo unde aveți probleme, neclarități, întrebați. E o chestie foarte bună, că s-a diminuat și prețul și totodată, asta e fără TVA. Nu știu ce sumă. Totuși sunt trecute aici încă o chestie, nu înțeleg. Problema cu deci, cantitatea de 6300. Deci se mărește cantitatea totodată la suma respectivă. Era înainte 1000, așa scrie în hârtiile care le am. Cum se mărește? Deci cantitatea bunurilor selectată se mărească din lună în lună, dacă vrei. Important este că prețul este mai mic decât cel dinainte. Normal că noi tindem ca cel selectat să fie fiind selectat, direct proporțional cu prețul. Acum vă spun că e 1000, pe 6000, pe 7000, mai ține deci, aplicarea asta fiind implementată pe toate pomurile care a derat, dar când era un preț și către adis, pur și simplu e o chestie bună. Pe viitor sperăm să fie prețurile mai bine. Asta aprobă în ANA la ADIS. Da. Și trimit acum hotărârea. De asta. Că următorul punct este, adică noi aprobăm o chestie care va fi desfășurată. Ne bucurăm de chestia asta. Cred că și agenții economici și chiar și persoanele fizice care plătesc taxe către Romberest. E un lucru. Comisiile?
Avizul favorabil, nu favorabil. Cine este pentru? Se abține, împotrivă. Trecem la următorul punct, care privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Agenției Apelor de Azumătății Părinte Bacău pentru ședința AGA SC Companiei de Apele Primară Bacău S.A. din 16.05.2022. Da, și aici eu nu o să mai vreau citire, eu o să vă spun de câteva proiecte de hotărâre. Este destul de scufos și acest material. Cu siguranță de dumneavoastră l-ați citit. Da. La articolul 1, nu mai știu despre preambulul, este destul de voluminos. La articolul 1, Consiliul Local al Comunului Dufărănești, calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, în acționare a Fulin, SC Crabesa, acordă mandat special reprezentantului Fulin Lugan, în adunare generală a acționarilor SC Crab, să voteze pentru la adunarea ordinară a acționarilor la data de 16.05 la hotărâre prevăzută la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordine de zi, comunicare prin adresă SC Crab IESA numărul 565-905-2022. Prezenta hotărâre va fi comunicată la articolul 2, Consiliul Local al Comunului Dufărănești, în adunarea generală, rezultatele de comunicare, Craft Bacău, secretarul general al Comunii, Companie Regională de Apel Bacău S.A., Asociație Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectul Județul Bacău și o ascultăm publicat prin în condițiile lege, prin afișare și prin salit. Aici am venit la publicitatea de un și reprezentantul, nu? Da. Da, de data aceasta, secretarul care. De data aceasta, de regulă, fiecare reprezintă sunt primarii. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie să reprezint eu, e regulă. Dacă vreți să desemnați un alt consiliar din cadrul Consiliului Local, nu am nimic împotrivă. Și pe cum așa mai bine situația de dumneavoastră. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Secretariatului Comunului Dufărănești, Consiliul Bacău, ședința AGA SC Companiei de Apele Primară Bacău din 25.05.2022. De fapt, de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea HCR-ului numărul 6 din 17.02.2022 privind aprobarea utilizării cu excedentul bugetar în anul 2021, în anul 2020. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 17.02.2022 s-a aprobat cheltuirea sumei totale din 1.300.000 lei excedent din anul precedent la mai multe proiecte de investiții, între care și constituirea unui pod de beton armat în cartier Bolna cu suma de 400.000 de lei. Datorită unor necesități apărute după aprobarea hotărârii mai sus, propun transferul sumei de 125.000 de lei de la investiția de mai sus la reabilitare sistemul alimentare cu apa a satului Cocioane și Bâlca, 10.000 de lei, amplasare unei stații, pardon, 100.000 de lei, amplasare unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cocioane în sumă de 25.000 de lei. Având în vedere cele de mai sus, supun dezbaterii de reglă Consiliul Local al Comunului Cocioane proiectul de hotărâre cu recomandă de a fi aprobat în cedință ordinară în data 29 aprilie 2022. Da, este vorba despre, noi am creionat bugetul pe 2022,
Știți foarte bine că am prevăzut și un fond de beton armat peste pârâul Bâlca. Știți tot la fel de bine că prețurile au luat o razmă, adică au sărit în sus și nu se mai cam potrivește, nu se mai potrivește ceea ce am creionat noi cu sumele pe care le-am dat. Și atunci ar trebui să luăm de la fondul de beton armat la 400.000 de lei, să luăm 125.000 de lei, sub care ducem la sistemul de alimentare cu apă. Eu am și, iar am dat pe rețelele socializare, am și afișat și așa cum prognozau specialiste, fiind un an foarte secetos și cu mari probleme cu deficit de apă. Iată că Dumnezeu ține cu păcătosul și ne cel puțin deocamdată i-a contrazis, dar oricum am avut 6 luni de secetă, 7 luni de secetă, destul de accentuată, destul de cruntă. Sunt foarte bine, că toată iarna n-am avut zăpadă, n-am avut nici ploi, iar acum ploile astea o adevărată mare cerească. Și ne-am pus accentul împreună cu domnul viceprimar, am discutat aici cu oamenii de subordine, să punem accent pe alimentare cu apă comună, să facem sistemul ăsta să fie să fie performanță, știu, să ne dea apă. Acum, că se va întâmpla și nu ne va mai ploua, nu vreau să adeverească ce spun eu, să dea Dumnezeu să plouă, măcar o dată pe săptămână, sau o dată la două săptămâni, sau o dată la o lună, bine. Noi am încercat să punem acest sistem de alimentare cu apă Coțovănești și Bârca la punct. În primul rând am făcut denisiparea Puciului. Trebuia nu s-a făcut niciodată în momentul în care am dat sistemul în folosință. Ceea ce a necesitat foarte mult timp și într-adevăr avem o firmă performantă, o firmă cu experiență în domeniu și au venit și au denisipat cele două puciuri de la Puciul 1 și Puciul 2 la sistemul alimentare Coțovănești și Bârca. Borșanu știți foarte bine că este pe Dalacra. Le-am curățat foarte bine. A trebuit să punem la punct sistemul de automatizare. A trăit o uzuri, a vechime, nu au mai avut loc șocuri de curent, protecția n-a fost așa de bună. Na. Și a trebuit să punem automatizarea la punct. La ora actuală sunt denisipate. La Puțul 1, pompa este pompa nouă introdusă și Puțul 2, confirmă din viceprimar. Nu știu ce mai avem. Avem cumva la bazinul de magazinare, care este ceva de pus la punct. E vorba de acea rezervă pentru situații de urgență, pentru stingerea incendiilor și pomparea spre partea de sus al localității, a satului Bulcan. Cel care merge prin pompare. În săptămâna care va veni, dacă vremea ne va permite, vom avea sistemul pus la punct. Dar fac mențiune. Și că bine că e televizată, se mai uită și cetățenii mai accesează ședințele astea noastre. În cazul în care va fi secetă pronunțată, că nu va fi apă, nu e de vină nici primarul, nici viceprimarul, nici contabilul, nici consiliul local, nici poliția locală. Nu este că nu este. Așa cum în fântânile dumneavoastră. Și cum pare eu că toți care aveți fântâni, nu cred că aveți apă mai mult de 30 cm, de 50. Majoritatea au secat. Majoritatea au secat, iar izvoarele și pânza s-a dus în jos. Deci toată lumea, când nu este apă, sare în sus. Eu acum chiar fac și mențiunea, chiar dacă sunt televizat. Nu cred că s-a născut nimeni sub duș sau în cale. Eu am născut la țară și nu cred că nimeni s-a născut sub duș sau în cadă. O să căutăm în așa fel încât să dăm cu programul. În momentul când nici programul nu ne va permite, nu să dăm. Nu luăm apa să facem bijniță cu ea, nu vindem pe sub mână. Nu este. Dacă nu va fi, nu va fi. Și lumea asta trebuie să înțeleagă. Nu sunt proaște cu noroi în primar, în viceprimar, în policiști locali, să amenințe, să-i jure și așa mai departe. Că se practică și lucrurile. Se trebuie la tămășoaia și cu pumnul. Arată cu pumnul când trece. Nu fură nimeni apa. Nu vinde. E acolo.
atât că dă Dumnezeu și cât în joarnă și până la fel, adică te dă apă. Nu mai este, nu mai este. Eu de asta am făcut și apel la oameni și am spus, gândiți-vă la sursa alternativă. Curățați-vă fântânele, așa cum și noi ne curățăm fântânele. Mai adânciți-le să aveți o sursă de alternativă de alimentare cu apă. E demirare, bacul asta fără apă, nu știu câtă vreme. Și vara. Și că urmă, nu se compară orașul cu mediul rural, cu mediul urban. Una se care apă la etajul nouă și una se care cu un gospodăriu la tine. O fântână care apă din râu, pentru vorbesc, pentru udat, pentru spărat. Și folosirea apei, ar trebui să fim mult mai conștienți și mai responsabili. Apune, spală mașinile, spală cu o voală, udă, udă, frate, udă grădina de o inundă. E normal că convine, vreau să spun că prețul ăsta nu va mai convine cu 3 lei. 3 lei, 1000 de litri de apă, sau un metru cub, un bigal cu 1000 de litri de apă, 3 lei, vreau să spun că e o sumă de rizorie. Și nu mai acoperim cheltuielile. Energia s-a scumpit, intervențiile s-au scumpit, contractele de menționanță s-au scumpit. Iar noi mergem cu... Dar nici cu ăștia 3 lei nu plătesc, frate, deci mai și fură de apă. Fură. Efectiv fură. De la apometre, se mai leagă înainte de apometru. Nu am să înțeleg niciodată. Când te duci la ei, parcă cerșești bani. Parcă ți-i dă ție degeaba, ci când ți-am dat, parcă dă mie. Te-ai folosit de apă. Păi n-am avut apă nu știu când. Păi mă rea, nu plătești, îmi pare rău că ți-am creat disconfort. Dar nu plătești, că n-ai consumat. Adică trebuie să înțelese lucrurile astea. De asta noi ținem foarte mult la acest aspect. Noi să ne punem în gardă și să fim pregătiți. Să avem automatizare, să ne curățăm puțurile, zvoarele, să funcționeze pompele, să acolo ne intervine avarii, să îndrăgăm apa. Cum îndrăgăm apa? În secunda 1 mă uit. Nu secunda, 1 minut. În minutul 1 deja sunt 5 postări. Avem postări de serviciu. Iar, din amăciciilor, ne-am luat apa. Atunci trebuie apa, că n-am oprit-o eu în minutul 1. N-am pomenit așa ceva. La mulți ne-am dat bloc, că nu vreau să răspund. N-ai cum să... Și nu vreau să spun ceva, că spunem chiar în genul ăsta. Da. Astăzi nu spun eu. Sunt pernat. De asta vă spun, și la Tâmpășoaia avem probleme acolo, avem probleme cu izvoare de suprafață. Acolo unde e zona unui alimentare cu izvoare de suprafață, problema este un pic și mai delicată decât la celălalt de plânza freatică. Dar acum am și început, amenajăm terenul pentru forarea unui puț de adâncime, 200 de metri adâncime, în care vom lua din zona Ciușimele de la Tămășoaia, după domeniul public, bineînțeles, ca să nu avem probleme, un porț de drum de exploatare care merge spre Pășune, este domeniul public, imediat domeniul public, și vom mai pune acel, dacă punem și acel puț și merge prin pompare, celelalte izvoare sunt prin cădere la magazinare, merge prin pompare, situația va fi bună, atâta timp cât ne ajută divinitatea. Că și acolo, dacă așa poți o cam și la dute. Dar, v-am spus, n-am să înțeleg niciodată răutatea oamenilor și felul lor de a reacționa atunci când când sunt nemulțumiți sau îi nemulțumesc cu ceva, când ar trebui să fim mai toleranți, mai buni, mai... Că uitați-vă, se întâmplă ce se întâmplă în lumea asta și mulți se roagă să aibă liniște, dar nu găsesc, uite că nu au. Au război, au rachete, au cartușe, au bulele, așa mai departe. Este bine să ne bucurăm de libertate și să ne descurcăm poftim și cu morți. Au oameni morți, hai că... Și au oameni morți și copii morți. Copii morți. Au plecat cu dăsaga sub braț și doar pe meleaguri străine. Hai, acolo e critică situația. Când nu ai tu apă, o zi, două, trei, nu înseamnă că e bine. Dar nu e sfârșitul lume. Nu e apocalipsa. Și de asta, nu trebuie să fie mai înțelegător. Și explicați-vă dumneavoastră că
nu vrea prima sau dacă am ciudă pe cineva, mă război și mă face cineva. Nu mă opresc ca pe cătunul sau lăutul cu sapă. N-am ce problemă. La tămășoaia ne-au spart la bazin acolo sus, ne-au stricat, dar nu acum, atunci când ne-au spart, ne-au stricat instalația de clorinare, da, ce-au spart, acolo au devastat tot ce. Acum nu mai merge instalația, trebuie să vină tot firma asta care e la for, la Comănești, alți bani, alt chin. Deci am pus, am montat camere de filmat acolo, le-au spart primele, le-au rupt. M-am montat iarăși, bani pe for, bani pe mai. Aici s-au liniștit. Da, vedeți? Da. Vedeți mentalitatea lumii. S-a dus și a stricat acea de clorinare. Au dat cu piciorul. Instalație de clorinare. Deci au dat cu piciorul nea. Spargi becul, rupi ușa. Da. Îți vine apă dacă faci lucrul ăsta? Da. Sau ți-am dat apă mai repede decât am putut? Dar din potriva ta e îngreună treaba. Da, am oprit apa două zile. Consumul de supraștrătare. E îngreună treaba. Deci mentalitate și dacă te duci, cam și știu cam cine a fost. Dacă te duci, te rog foarte frumos, domnul primar, eu n-am amenințat pe nimeni. Am zis, bă, dacă vă prind la acolo așa, zic, vă duc la poliție, vă facem asta, să nu amenințați copiii. Să nu amenințați copiii, vă rog frumos. Și uite așa, părinții au o mentalitate greșită în ceea ce privește atitudinea lor față de educația copiilor. Niciodată când copilul greșește sau posibil, poate am greșit, poate nu erau ei, dar am dorit. Nu-i bine, nu, acum nu trebuie să-i aplici corecții copilului, dar măcar să-i atragi atenția, mă, dacă din domnul primar înseamnă că știe el ceva, s-a întâmplat ceva pe acolo și ai fost și tu. Ia să nu te mai duci pe acolo, să te mai duci. Nu, te rog frumos, prezint fața porții mele că nu mi-a venit copil. Așa, nu am apă trasă, eu nu am apă trasă, nu mă interesează. Da, da, asta e. Mai aveți alte probleme? Comisiile? Comisiile? Orice este pentru? Se abține? Trecem la următorul punct. La proiectul de notă de vizit, organizarea rețelei școlare pe raza de trebuie de joc pentru Săfrânești, în a școala 2022-2023. Da, nici nu mai citesc la vremea, eu am să răspund doar în mare. Este aceeași rețea școlară, în anul școlar 2021-2022, cu școlile, cu clasele 1-4 la Bâlca, și plus grădiniță, școala cu 1-4 Tămășoaia, plus grădiniță, școala cu clasele 1-8 plus grădinițe la școala Coțofanești, școala de centru, școala coordonatoare și grădiniță în satul Borșan. În ceea ce vreau și spațiile școlare, să știți că noi stăm bine. Avem, știți foarte bine, la discutarea bugetului pe anul 2022, că am alocat sumă de bani necesară pentru extinderea spațiului școlar la școala cu clasele 1-4 Tămășoaia. Acolo este populația școlară în creștere, spațiu în unele este insuficient și acolo vă facem extindere plus schimbare în teritorii de la școala cu clasele 1-4 Tămășoaia. Bine, avem și la celelalte școli, dar o să vă vorbesc doar pe partea de Tămășoaia, acolo unde avem investiția cea mai mare. Noi ne-am și gândit, e școala veche, zis Cărmin Cultural, care va fi transformată în școală, în extensie la școala cu clasele 1-4 Tămășoaia. Știți foarte bine că acolo niște terenul nu e pe bine, adică suprafața construibilă, n-ai unde, e și terenul accidentat. Dar singura soluție pe care am propus-o împreună cu domnul director coordonator, cu domnul Baciu și cu domnul viceprimar, cu învățătorii, cu părinții de la școala, de la Dințapul Tămășoaia, să facem acea extindere pe vechiul spațiu al vechiului școlii vechi. E un lucru. În rest, stăm bine cu spațiile școlare. Bine că avem și alternativă, în cazul în care nu reușim. Prețul le-a zis că a luat-o asta, dar eu zic că da,
reușim să mai luăm de la o investiție, ducem la alta, la cea care nu e chiar de strict necesitate, ducem la alte părți. În primul rând, știți foarte bine că învățământul pentru noi a fost prioritate zero dintotdeauna. O să ducem să facem lucru ăsta, dar în cazul în care nu se poate, vom avem disponibilă școala Borșani. La Ștefan cel Mare, la Urechești, îi aduce toate statele aia, aduce la centru pe toți. La Cornățel nu era clasele, școală cu clasele 1-8, nu mai e nici 1-4. Nu mai e nici 1-4. Deci noi, în ceea ce privește populația școlară, suntem bine. Aia vă spuneam eu mai acum ședințe multe. Că virgulă comună cu Țufănești va deveni un centru al învățământului pe Valea Trotușului. Pentru că toate comunele sunt în regres, adică sunt în scădere populația școlară. Comuna cu Țufănești, cu excepția satului, dar vorbim pe general, suntem în creștere. Deci, pe pozitiv. Deci, cu excepția, dacă e să luăm punctul ăla, ce să face satul Borșani. Dar în rest, suntem pe pozitiv. Tămășoare e pozitiv, Bâlcă e pe pozitiv, Cotonești e pozitiv. Deci, noi suntem deficitari, dacă putem spune așa, la Borșani. Deci, nu avem deocamdată autovehicule sau microbuz pentru alimentare cu electricitate, dar deja facem documentații pentru a ne aduce microbuze cu electric. Și trebuie neapărat, noi prevăzător, să prindem în fondul de urmă, facem două stații de încărcare aici la centru comun. Te duc la Borșan, că este la un Muroianu. Da, de unde e acolo? Mai trebuie mai multă viteză, e mai bine. Te băbăreați în priză, ai de Borșan. Da, o să facem două. Deja cu doamna de la achiziții publice, doamna Manuela, am demarat documentația pentru aceste acințări în cele două stații de alimentare cu energie electrică. Și, totodată, concomitent sau în paralel, dacă vreți, facem documentația pentru obținerea de, sau achiziționarea de 2000 microbuze electrice pentru transportul electric. Un lucru bun, benefic, trebuie să ținem pasul cu timpul, cu știința, cu modernitatea. Da, rugăm să mulțumim. Dacă mai sunt parte dintre voi, comisia? Aveți, vă rog. Cine este pentru? Să abține, împotrivă? Punct la diverse, în afară de ceea ce s-a mai situat pe ordinea de zi, dacă mai... Da, la diverse tot vreau să răspund că lucruri. Bineînțeles, aștept să răspund că întrebările la asta. Nu mi-am mare legat de ce vă prezint. Bine, cele care le aveți dumneavoastră, sunt problemele care le aveți dumneavoastră, zonele pe care le prezentați. Vreau să răspund că știți că investiția de suflet, cel puțin a mea ca și primar, și sunt cu siguranță sunt în ascendimentul dumneavoastră, sau sunteți în ascendimentul meu, este alimentare cu gaze naturale a comunei. E o investiție care am depus foarte mult efort, să o obținem și am obținut-o. Am spus încă o dată, fără falsă modestie, suntem două comune din toată Moldova care am obținut. 10 din toată țara care am obținut finanțare pe programul operațional ale investițiilor mari, OIM se numește. E o investiție foarte mare. Investiția estimată este de 2.172.500.000 lei cu TVA. Investiție foarte, foarte, foarte mare. Am rugat-o doamna să transforme în euro. Eu am zis că 5 milioane de euro, 4 milioane și ceva de euro, dar am spus că 45 milioane de euro, nu știu cât ar fi. Vreau să vă spun că colectivul pe care îl coordonez, am depus eforturi deosebite, până la obținerea finanțării a fost extraordinar de greu. Am obținut, au și de ce să fie invidioși și vecini și mulți de noi, e investiție foarte mare. Toată lumea dorește și gaze, avem apă, avem asfalt, vom avea și gaze, avem iluminat performant, acum va fi pe nou, cum vom schimba și acest iluminat pe un program european cu iluminatul inteligent.
Suntem deficitari la canalizare, la ceea ce nu depinde nici de noi. Și cu această ocazie vă anunț că astăzi vom avea și musafiri, la venit domnul prefect în localitate, la venit domnul președinte al Consiliului Județean, vicepreședinte, domnul deputat Dunava, domnul deputat Floroiu. Vom inaugura asfaltul de la drumul comunal 116-a Mășoaia și vom purta și o discuție în ceea ce privește dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lungă al comunei Mășoaia. Lucrul acesta de azi am și pus în ședință la ora 9 dimineața. Dumnealor au zis că vor veni pe la 10:30. A intervenit ceva în programul dumnealor și probabil că au zis că ora va fi probabil 1:30, 2:00, deci după amiază, îi așteptăm, vrem să ridicăm toate problemele care ne confruntăm la nivel de comună. Și în primul rând, problema care ține de Consiliul Județean legată de canalizare, care batem pasul pe loc, nu din vremea noastră, nu știu ce e acolo la dumneavoastră, ce se întâmplă, s-au modificat indicatorii tehnico-legiunii economici cu prețurile, au mai fost și anumite alte cauze. O să vedem explicația domnului președinte Ivan ce astăzi. Adică nu cer explicații, nici să mă lămurească ce se întâmplă. Și de asta vă spun că această investiție este foarte mare. Avem și câștigători la licitație și nu avem contestație. Dar se mai poate contesta pe raportul final al licitației. Firma este din Ploiești, dar nu este firmă românească, se numește Habau, nu Babau, Habau. GM, nu știu, mă bag în englezism de asta, americanism de asta, care are încă 11, fiind o investiție foarte mare, are încă 11 subcontractanți, care pe stație de epurare, fiecare pe domeniu, care nu știu, subcontractați ca firme. Deci firma principală cu care se semnează contractul este Habau. Dar restul firmelor, bine, și noi avem cunoștință de ele, nu poate să aduc orice firme și restudiate, deci studiind pe fiecare, să revedem potențialul financiar, credibilitatea și așa mai departe. Dar ei răspund. Cu ei ne batem, cu cei principali. Suntem acum la încheierea raportului final. Se poate face contestație la raportul final, iar sper să nu fie, pentru că nu multe firme își permit să intre în acest, pe o investiție așa de mare. Când sunt investițiile mai mici, se bag toți, contestă, facem, nu știu ce, aici e mai greu de contestat, ceea ce nu înseamnă că e imposibil. S-au înscris 5 firme, de calificat a fost această firmă, Habau, din Ploiești. Dar ea bănuiesc că are serviu în altă parte, în Austria, părinția. Suma cu care s-a câștigat licitația este mai mică. A fost 2 miliarde 172 și am dat 2 miliarde 127. Era oricum în jos. E mai puțin decât s-a preconizat. Sperăm, dacă lucrurile merg așa cum sperăm ca să pun un orizont de timp, o plajă de timp. Noi sperăm, dacă nu sunt probleme, ca prin luna ADA și uitam să vă fac minciunea, această licitație s-a ținut la pachet cu execuție și proiectare. Noi ce am avut mai studiu fezabilitate. Proiect, un preproiect, ca să zic așa. Este firma Imetanu Group, ceea ce pe mine mă bucură, e aceeași firmă care a făcut SFO și încă o firmă, care nu rețin numele, și vor face, adică vor face parte de proiectare și parte de execuție. Adică proiectantul, fiind investiția de așa mare valoare și de mare importanță, proiectantul trebuie să fie totdeauna lângă executant. Să nu facă rabat de la calitatea materialelor, de la parametri, de așa mai departe. Deci nu e de joacă. Aici chiar dacă faci o greșeală. Eu, un profan și lovice în lucrurile astea, nu pricep. Normal, va fi diriginte de șantier, vor fi oameni care vor supraveghea, de așa, oameni care sunt domeni, pregătiri de ani de zile.
în viața ta. Da, și au câștigat 2 miliarde 121 112 2 miliarde 127. Sperăm că, până să vă spun orizontul de timp, eu zic că ar trebui cam luna august, septembrie să începe. Pentru că finalizarea trebuie să aibă loc în 2023, nu cred, 2024. 2024, cred. Ceea ce mă face să fiu puțin pesimist, dar dacă se va s-ar întâmpla, fi excepțional. Cred că se va mai întinde. Să nu avem probleme, să nu avem probleme aici acolo cu terenul la stația de... la SNM-ul. Da, și una să înțeleagă că va fi deranj. Va fi deranj. Va fi asfalt tăiat, va fi șanțul săpate, vor fi exact ca o operație care arată urât după ce te operează, dar prinde bine după aia. Da, și unii sunt vedeți, ce scor monitor, pentru că au fost să pună la punct toate, știu ce vor spune, canalizare. Alimentare cu apă. Alimentare cu apă. Au schimbat toate conductele. Nu au conductele, se face deranj. Lumea trebuie să înțeleagă și am văzut că oneștenii nu s-au dat de revoltați. Mai revoltați sunt cu oneștenii. Nu sunt sensibil. Dar oamenii înțeleg, conștientizează, bă, omul s-a face ca altfel peste 2-3 ani de zile, o să avem la spărturi și numai fântână artezienă pe nonești. O să vă răbute, înțeleg că trebuie făcut lucrul ăsta. Chiar dacă creează, așa e și bun. Disconfort. Asta e. Și la noi se va crea disconfort destul de mare, nu mic. Și lumea va da călgăși prin noroi și prin... ridicați cu mormâne de... Piatră, asta e, că se poate trebui să înțeleagă. E, dar mă, nu înjură pe mine, nu știu dacă rezolvă ceva. Nu știu dacă dispar. Asta să fii sigur. Da. Cum? Da, eu... Dumnezeu! Da, da. Mai aveți alte întrebări, alte bune, alte... Da, vă dorim o zi bună, vă dorim... sărbători fericite pe care le mai da. La portalul și vreau să vină doamna Manuela să vă...